nostru, pe dragul nostru prieten de acum, Florin Gardoș. Este! Bine ai venit! Bine ai venit, Florin, și nu vă mir, dacă întinde picioarele, ajunge, iese afară din platou. Ne bucurăm tare mult. Mamă, dacă chiar mulți mai, Florin. Ne bucuram înainte 1993. Să te ridici. Acum ne bucurăm. Bine ai venit, dragul nostru. Mulțumesc pentru invitație. Da, prima oară în istorie, când foarte, foarte bună remarca Zoiei, bravo Zoia, în care Steaua se pupă cu Dinamo și cu Rapid. Mamă! E, de tine nu știam, da, de ea știam. E, asta acum e. Știi cum e, s-au mai dus din, din competiție. S-au mai dus din competiție, acum, e adevărat. Dar a prietenia aia frumoasă, nu? Îi spunem și noi încă o dată, bine ai venit, Florin Gardoș. Bine v-am găsit. Un jucător bun, un jucător pe care cred eu că o țară întreagă la un moment dat l-a considerat un stâlp al echipei naționale, pentru că performanțele tale și nivelul la care ai jucat era unul foarte înalt. Din păcate, s-au întâmplat mai multe lucruri nefericite în viața ta, accidentări. Da, nu aș vrea să... Nu intrăm, adică... nu intrăm în alea, dar... Dar nu... care fac parte din viața unui sportiv până la urmă. Exact, adică liberată. Lumea îmi zice, ai avut ghinion. Și mi-e foarte greu să percep că am avut ghinion. Venind eu de la Satu Mare, ajung la Steaua, ajungând în Premier League, adică... Uh-huh. Nu visam vreodată că pot ajunge la un Premier nivel atât de... Băi, da. Frate, să ajungi în Premier League e foarte tare. E da. Foarte tare. Adică mă consider un norocos, cam asta e ideea. Te consider un norocos, da. Dar din păcate norocul tău pe partea externă a ținut mai puțin decât ar fi fost. Da, da, e adevărat. Și decât ar fi recomandat, zic eu, valoarea. Pentru că aveai și un fizic și valoare bună pentru Premier League. Da, hai, s-a întâmplat să mă accidentez, să nu rămân atât cât mi-aș fi dorit și să nu joc atât cât mi-aș fi dorit. A fost dezamăgirea pe cea mai mare a carierei tale sau poate momentul de cotitură? Da, clar, da, pentru că din acel moment lucrurile n-au mai mers pe panta ascendentă. Cumva retragerea a bătut la ușă? A, nu, sau? Pentru că s-a întâmplat de vreme, adică la 25 am avut prima accidentare gravă. În acel moment nu mă gândeam, îți dai seama. Destul de vreme pentru un sportiv. Da, dar na, pentru accidentarea atât de gravă. Accidentările se întâmplă la orice vârstă până la urmă. Ok, a fost pe urmă o perioadă dificilă cu recuperare, dar și acolo s-au întâmplat niște lucruri la echipă, s-a schimbat antrenorul, știi cum e, vine un antrenor nou, el își dorește altceva. Mi-a fost greu un pic să revin în echipă. Care a fost cel mai greu moment al carierei tale, Florin, dacă ar fi să vorbim despre greutăți? Pentru că o carieră la nivelul tău înseamnă și bune și rele. Da, au fost multe momente grele. Poate în momentul în care a trebuit să iei o decizie importantă. Da. Am avut perioada Steaua, eu la Steaua am stat 4 ani. Pe primul sezon, care a fost extraordinar, aveam 21 când am venit la Steaua. Am jucat foarte bine primul sezon. Al doilea sezon am avut multe ghinioane într-un timp destul de scurt, accidentări, am accidentat destul de grav un alt jucător, da. Am primit o suspendare de vreo 7 etape, a fost cam primul moment dificil. Care ai simțit că se rupe un pic așa, da, adică mi-a fost... farmecul ăsta, vraja asta. Exact, după ce primul an a fost incredibil, al doilea an a fost un pic mai rău, mai slăbuț. Dar pe urmă iar au fost perioade bune, adică așa e și în viață, așa e și în sport, așa e și în viață. Și iată că după toate astea bune, rele, cu dezamăgiri, cu bucurii extraordinare și așa mai departe, ai decis să te retragi. Tânăr, da. Tânăr și de vreme pentru un sportiv, da? Ei, fac 34 anul ăsta, nu e chiar 34. Atât de vreme. Da. Mai mergea, clar mai mergea. Mai mergea. Da. Apropo și de această retragere, tu ai făcut și o postare foarte frumoasă pe Instagram la un moment dat, un mesaj pe care aș vrea să-l și citesc, acum pentru că l-am deschis. Florine, hai că intri. În anul 2008 eram rezerva echipei Concordiei Chiajna, care juca în Liga 2. Aveam acasă un poster cu Steaua, cu bucuria câștigării titlului din 2006. Era prima etapă la Ploiești. Stăteam pe bancă în timpul meciului și mă gândeam ce tare ar fi să ajung la Steaua. Apoi mi-am dat una peste ochi și mi-am dat seama că eu nici nu apucasem să debutez în Liga a doua. Nealița a strigat la mine: Florine, hai că intri! 16 august 2010 ajunsesem la Steaua, a patra etapă din tur în Ghencea. Stăteam pe bancă și mă gândeam, wow, sunt la Steaua. Cum ar fi să ajung în Premier League, apropo de ce vorbeam? M-am scuturat repede și mi-am dat seama că eu nici nu apucasem să debutez în Liga 1. Mister Ilie Dumitrescu a strigat la mine: Florine, hai că intri! În 2014 am ajuns în Premier League, de data aceasta antrenor era Ronald Koeman, sper că pronunța bine Koeman, și povestea s-a repetat. La 23 de ani, când am călcat prima oară pe un stadion de fotbal, am decis că e momentul oportun să pun punct carierei de fotbalist profesionist. Le mulțumesc antrenorilor, colegilor, suporterilor și tuturor celor care m-au ajutat să-mi trăiesc visul. Pentru mine urmează un nou capitol, vă mulțumesc că îmi sunteți alături. Florin Gardoș. Foarte tare! Frumos. Foarte tare postarea!
Ai făcut așa o trecere prin cele mai importante momente ale debutului tău, nu? Da, da. Și tocmai de-aia spuneam că n-am cum să mă consider un ghinionist, din moment ce visul meu, momentul în care am apucat de fotbal, a fost să ajung la Steaua. Și nici nu visam să ajung vreodată în Premier League, adică asta deja a depășit... Dacă am face un top al postărilor de fotbaliști cu momentul retragerii, cred că asta ar fi pe primul loc. Un mesaj de retragere super tare, foarte tare, foarte profund, de la vis la împlinire, de la, nu știu, bucuria aia unui copil că joacă fotbal, până la profesionalismul ăla, să-l ai antrenor pe Ronald Koeman, care știm foarte bine a făcut istorie în fotbal, da. Barcelona și așa mai departe, și să debutezi în Premier League, acolo unde e un campionat foarte dur, un campionat foarte puternic, mi se pare foarte tare. Acolo e patria fotbalului, da? De acolo a pornit fotbalul, știm cu tot. Da, și în momentul ăsta e cel mai puternic campionat din lume, clar. Este cel mai puternic, într-adevăr, și cu banii cred că cel mai mulți. Da. Pare din acest mesaj că orice ți-ai pus așa în minte, ai realizat la un moment dat, și că ai văzut tot timpul, tot ce ai văzut în viitor, ai reușit să reușești. S-a întâmplat totuși să-ți dorești ceva și să fii pe aproape? Sau să mai ai încă o dorință? Ai punctat foarte bine. Deci, până la o anumită vârstă, s-a întâmplat exact așa cum mi-am dorit. Nu știu exact de ce. Am și muncit pentru ce îmi doream. Cred că am și visat, cred că e important să și visezi și să ai un obiectiv. Dar da, a fost o perioadă, în special după ce am ajuns în Premier League, când, spun sincer, îmi doream să ajung la Arsenal sau la Chelsea, la o echipă de top din Anglia. Dar nu s-a mai întâmplat. Acum, poate nu mi-am dorit suficient, poate, nu știu, cine știe, poate... Poate ai considerat că ăla e, băie, maxim. N-am ce să mai doresc. Poate l-a fost maxim, da. Cam aia a fost. Da. Dar iată, a trecut toată această perioadă a vieții tale și acum te-ai retras. Da. Cum e Florin Gardoș tătic? Vacanțe, lucruri frumoase. În ce ai investit parte din bani? Pentru că știm foarte bine că generațiile mai tinere acum au învățat un lucru foarte important, și anume să nu mai cheltuie banii, să nu-și mai bată joc de banii aia și să facă ceva cu ei. Știm foarte bine că jucători mai mari în istoria României, care au câștigat bani mulți de tot, n-au reușit să facă nimic și acum au ajuns, nu știu, să se angajeze pe undeva sau să fie nevoiți să trăiască de pe o zi pe alta, pentru că n-au știut ce să facă cu banii la un moment dat. Voi, generațiile mai noi și mai tinere, știți și ați învățat lucrul ăsta, că e viața scurtă de sportiv și trebuie să faci ceva cu banii. În ce ai investit banii? Cum e viața ta acum? Ești mai liniștit, mai relaxat și ce-ți dorești să faci în viitor? Sunt mult mai relaxat și credeam că îmi va fi mai dor de fotbal, sincer să fiu, dar nu prea mie. Banii am investit, cred că în proporție 90% am investit în imobiliare. Mereu mi-au plăcut imobiliarele, pentru că, mă rog, cea mai simplă investiție, și când vorbim de imobiliare, probabil toată lumea se gândește, cumperi un apartament, îl dai în chirie. Corect. De la asta am pornit inițial și am zis, fiind fotbalist, indiferent ce sport de performanță faci, nu poți să te bagi într-un business care să-ți ia timp, care să consume timp. Și atunci asta mi-a fost... Ce mai ușor e să cumperi și apoi exact. Să închiriezi. Și asta recomand oricui, atâta timp cât ești sportiv. Mi-a zis cineva la un moment dat o vorbă foarte, foarte înțeleaptă. Cât timp ești sportiv de performanță, cea mai importantă investiție e în tine. Corect. Adică nu te gândești la business-uri care să-ți mănânce timp, nu știu, restaurante sau lucruri de genul ăsta care mută concentrarea de pe fotbal pe alte probleme. Și atunci imobiliarele mi-au fost cel mai la îndemână. Sigur, în timp am mers mai departe, să zic. Ai dezvoltat în sensul acesta. Anul trecut am finalizat primul proiect pe care l-am dezvoltat eu și am doi asociați, da, un bloc de 20 de apartamente, adică m-am dus în direcția asta, am investit și în turism, adică tot în imobiliare, doar că am diversificat. Și apropo de turism, te și plimbi, din ce mă uit așa pe Instagram-ul tău. Asta voiam să zic, că datorită faptului că ai timp, ultima vacanță, nu știu, acum 4 zile ai postat un filmuleț din Grecia. Unde ai fost? Am fost în Creta. În Creta. Da. Foarte frumos. Luni m-am întors. Deci... Dar n-a fost soare în Creta, că nu ești bronzat. A fost, dar... Nu știu. Uite să-ți faci și tu sânge rău. Am stat la umbră. Ce apă, cristalină. Păi atât a stat în soare. Cât s-a plimbat acolo, ca o apă cristalină, după care s-a băgat sub o umbră. Trebuie să avem grijă de, așa îmi spune soția, că trebuie să avem multă grijă de ten. E bine că ții cu sfaturile soției, nu? Da. Mamă, să fii negru, să mă, uitați-vă ce bine. Nu mai s-au terminat vremurile alea cu 5-6 ore. Care sunt locurile preferate în care mergeți acum prin vacanță, nu știu? Pe unde vă faceți veacul verile? Grecia rămâne destinația favorită, cel puțin pentru mine. Am fost, cred că, vreo 6 ani la rând la Mykonos. Cum ți s-a părut? Îmi place foarte mult. Doar că
Îi gândește că noi am fost prima oară în 2014. Eram împreună de, cred că o lună. Și era un alt Miconos. Acum, dacă mergi, te ustură buzunarul oriunde mergi. Adică într-un loc în care plăteam 20 de euro pentru 26 lunguri, anul acesta au fost 100 de euro 26 lunguri. A fost un test, a fost un test la o lună după ce ați debutat, nu? Că ai iubit și iubită. Da. Nu, ai dus-o în Miconos. Eu zic că a fost o alegere. La bogați, bună. Dar rămâne. Atunci încă nu era chiar de bogați. Încă nu era chiar de bogați. Era mai super bogat. Da, dar oricum rămâne, adică am făcut comparația cu Creta. Miconos rămâne o destinație preferată, dar uneori mai merge. Atât cum e tătic? Spune-mi cum e tătic. E extraordinar, ce să zic. Mai vrei copii? Da, mai vreau copil. Îți meriți soarta, frate, dar mai vrei copii? Înseamnă că te vrei să te chinui. Da, mă, că ai timp acum. Poți să stai. Adevărul e că nu ne-a fost foarte greu. Asta e adevărul. Sigur, soția a fost foarte... O să întrebăm și pe soție, zic. Da. Că tu erai mai mult plecat, lasă că știm noi. Vă mai gândiți la următorul, ca să fie diferența de vârstă micuță între ei, nu? Da. Clar ne dorim. Plus că, da, fac și eu 34 anul ăsta. Faci 34, aveți tot ce vă cât trebuie. Cât să mai așteptăm? Blocul crește. Aia zic. Lucrurile produc foarte bine. Iată un exemplu de așa, da, de carieră în fotbal și de carieră pe plan personal. Îți dorim succes în tot ceea ce vei mulțumesc face. Mulțumesc mult. Și Doamne ajută, îți mulțumim în primul rând că ai venit. Mulțumim tare mult. Cu drag.